Andreea Marin și-a recăpătat silueta pentru care au invidiat-o milioane de români. Ce vedetă a reușit să slăbească 10 kg în tot atâtea zile petrecute într-o stațiune din Turcia. Cura a făcut-o să-și recapete zâmbetul și să lase în urmă problemele care au măcinat-o în ultimul an, așa că s-a împăcat cu fostul ei soț, iar relația cu medicul turc merge și mai bine. Mă simt bine, am o altă energie pentru muncă, am o altă poftă de viață, trăiesc cu bucurie. Andreea Marin a învățat să prețuiască fiecare zi din viață. Nu a fost însă întotdeauna așa. Întâmplările din ultimul an și-au pus amprenta pe mintea și trupul vedetei. Am avut un moment de dezechilibru, datorat și unei perioade grele prin care am trecut, dar și muncii în exces. După ce a mers la sală și a consultat mai mulți medici nutriționiști, Andreea a ajuns într-o stațiune din Turcia. Făceam yoga, pilates, fitness, masaje speciale, diverse proceduri, plimbări în aer liber, meditație. Vedeta a suferit o transformare completă. La a doua oră de yoga, spre sfârșitul ei, am izbucnit în plâns. Mi s-a spus că este o descărcare de care trebuie să mă bucur, pentru că e o energie negativă adunată de mult timp acolo și care trebuie să iasă afară. Andreea a combinat exercițiile fizice cu un regim alimentar special. A consumat doar supe și sucuri. A reușit astfel să scape de 10 kg și de griji. Dovadă stă chiar relația amiabilă pe care o are acum cu fostul soț, Ștefan Bănică Junior. Datoria noastră e să fim părinți înainte de toate. Și apele s-au liniștit, acum mergem mai departe, fiecare pe drumul său. Ne-am întâlnit deja și am fost deja la școală, la Violeta, împreună. Deci lucrurile sunt pe un făgaș firesc, așa cum trebuie să fie până la urmă. Iar în relația cu medicul turc, Andreei îi merge și mai bine. I-a cunoscut deja părinții, iar acum, de dragul lui, se apucă să învețe limba turcă.